în fiecare an, la finalul lunii martie, oamenii de pe tot globul pământesc sunt îndemnați să fie alături de persoanele diagnosticate cu sindromul Down, o afecțiune genetică cromozomială care afectează aproximativ unul din 1000 de copii. Cunoscuți și cu numele de copiii soarelui, aceștia necesită o doză suplimentară de afecțiune și atenție din partea adulților. Potrivit mărturiilor mamelor, ei au nevoie de o varietate de activități care să le stimuleze curiozitatea și să le încurajeze dorința de distracție. În acest context, organizația non-guvernamentală Sunshine, în colaborare cu un prestigios club de fotbal din capitală, au organizat o sărbătoare specială, cu invitați de onoare și oaspeți aleși. Toți trebuie să înțelegem, fiecare copil este special, fiecare copil din Republica Moldova trebuie să fie prețuit și obligația noastră, cea mai importantă, este să le oferim toate oportunitățile de dezvoltare. Noi la Minister, în primul rând, încercăm să oferim serviciile de bază, serviciu de echipă mobilă, serviciu cu specializare mai înaltă, serviciu de asistență parentală profesionistă, sprijin familial. Și dacă vom pune pe picioare aceste servicii de bază, cu siguranță vom putea să ne asigurăm că școala devine mult mai inclusivă și activitățile extracurriculare devin mult mai inclusive și acești copii frumoși și talentați o să poată să participe de plin, nu doar în Chișinău, nu doar în oraș, dar și în sate. Evenimentul a debutat cu o defilare de modă, iar cei mici abia așteptau să urce pe scenă și să-și prezinte ținutele. Эти важные праздники очень часто, потому что детки тут показывают себя, что они умеют, как они отдыхают. Для них это тоже развитие. Они показывают себя, что они тоже все люди, дети, такие как и все. Suntem foarte emoționați, foarte importantă această zi, pentru că noi suntem pentru prima dată. Noi venim cu multă dispoziție și multă bucurie, pentru că copiii soare trebuie să aibă o distracție, trebuie să fie și părinții să se mai distreze. Printre cei care au inundat sala cu emoții pozitive s-a numărat Constantin Moscovici. De data aceasta a fost acompaniat de Mihai Buciucci, tânărul cu sindrom Down, care cântă la NAI și lucrează la președinție. Aceste evenimente, noi spunem societății că noi suntem aceiași oameni, aceleași dorințe avem, aceleași vise avem și astăzi a fost împlinit un vis extraordinar de frumos al lui Mihai Buciucci, a cântat pe o scenă cu Constantin Moscovici. A fost vis, a fost realizat și asta este foarte important pentru noi. Persoanele cu sindromul Down trebuie să beneficieze de aceleași drepturi depline ca ceilalți membri ai comunității. Organizația obștească, sprijinită de clubul de fotbal, a inițiat mai multe activități în acest sens. Da, noi și la fotbal participăm și tot timpul. Foarte bună dispoziție, n-ar răbdare să vină ziua de duminică ca să venim la fotbal. Sau când aude de sărbătoare și ceva, el dimineața tare spune, mama, ademnă-te să ne ducem. Sunt foarte importante evenimentele astea sportive, pentru că ei se dezvoltă fizic, da? Au abilități, altfel se mișcă, ei comunică între ei, sunt mai devin mai prietenoși. Își fac mai mulți prieteni și prieteni adevărați. Eu mă uit cu ce entuziasm îi vin de fiecare dată la antrenament, sunt foarte bucuros și sunt foarte bucuros că fac parte din această familie. Evenimentul dedicat copiilor soarelui a fost găzduit de unul dintre cele mai prestigioase localuri din Chișinău, iar atât copiii cât și părinții s-au simțit ca la o adevărată recepție regală. E foarte important, foarte importantă socializarea și evenimentele sunt frumoase și distracții. Ne unim, ne facem cunoștință cu părinții, noi deja ne știm toți și nu ne simțim singuri. Am venit cu dispoziția la maxim. Fiecare în rutina zilnică cumva ne pierdem. Aici cumva așa ne împlin de alte energie, de alte emoții. Atmosfera a fost dominată de dansuri, distracție și voie bună, alimentate de participanții la evenimentul însorit. Cine-i soarele tău, dă-mi voie să fiu eu. Într-o lume unde toate sunt adevărate. Este un moment sensibil și este un moment cu o trăire aparte. Venim cu sentimente
foarte sincere și foarte adevărate, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi aici este foarte sensibil și foarte, permis să zic, frumos, pentru că tot ce este viață este frumos. Atunci când știi că cu prezența ta poți aduce o valoare sau un aport pentru binele altcuiva, noi cu mare drag acceptăm de fiecare dată și pentru copii este foarte important. Ei simt dragostea, probabil, și asta îi ajută pe ei să devină mai puternici. În întreaga lume există peste 7 milioane de oameni care trăiesc cu sindromul Down. Mulți dintre ei reușesc să fie independenți și să ducă o viață împlinită, grație educației pe care o primesc și mediului propice în care cresc și se dezvoltă.